Mobilizare exemplară a autorităților din municipiul Hunedoara și a hunedorenilor care au donat pentru ucraineni alimente, apă, pături, materiale sanitare, obiecte de igienă personală, saltele, dar și medicamente. Ajutoarele sunt destinate spitalului de pediatrie din Cernăuți, iar în această dimineață la Vama Siret, ele au fost transbordate din vehiculele micului convoi umanitar hunedorean într-un tir care le va duce la spitalul amintit, aflat în mare nevoie de toate acestea. Ne aflăm în apropierea Vămii Siret, într-o logistică auto unde am descărcat toate donațiile date de cetățenii municipiului Hunedoara. Este un tir care este aproape plin și care se va îndrepta către Cernăuți, deci practic toate donațiile, alimente, pături, saci de dormit și medicamente se vor duce la un spital de pediatrie din Cernăuți. Directorul Spitalului de Pediatrie din localitatea ucraineană a apelat la bunăvoința hunedorenilor și a solicitat medicamente și produse medicale de strictă necesitate, iar hunedorenii, în număr de 235, au dat dovadă de compasiune și s-au mobilizat exemplar. Mulțumesc cetățenilor din municipiul Hunedoara care au donat alimentele și toate celelalte despre care am vorbit. Mulțumesc farmaciilor Catena care au donat un microbuz de medicamente foarte important pentru Spitalul de Pediatrie din Cernăuți. Mulțumesc transportatorilor care au asigurat transportul benevol până în Siret. Și de asemenea mulțumesc băieților care m-au însoțit și au ajutat la descărcatul mașinilor noastre și încărcatul tirului. Să ne vedem cu bine acasă și Doamne ajută ca acest război să înceteze cât mai repede. Convoiul este însoțit de primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, și de managerul Spitalului Municipal, dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, Radu Budaie, care au vrut să predea personal donațiile făcute de hunedoreni în cele 3 zile de campanie.